Ploile din ultimele zile au transformat comuna Greci într-un peisaj apocaliptic. Drumurile sunt aproape impracticabile după ce apa le-a distrus ca urmare a lipsei șanțurilor. Localnicii sunt revoltați și spun că s-au făcut lucrări de mântuială la sistemul de drenare al apei anul trecut. Oamenii nu înțeleg de ce până acum nu s-au făcut șanțuri pe marginea drumurilor pentru a fi evitate astfel de probleme. În tot acest timp, la primăria comunei Greci este liniște, iar primărița comunei este de negăsit. Ploile abundente din ultimele zile au făcut prăpăd în comuna Greci. 10 de localnici se plâng de neimplicarea autorităților locale în rezolvarea sistemului de drenare a apei. Sătenii au creat un grup pe Facebook unde își exprimă zilnic nemulțumirile pentru că după fiecare ploaie drumurile din comună ajung impracticabile. Nu sunt bani pentru comună, dar sunt bani pentru muzică și distracție, a scris un localnic. Dacă am fi avut șanțuri făcute pe marginea drumului, totul ar fi fost diferit. Vai mama ei de comună, a comentat un altul. Drumul sus în sat este practicabil, dar ca să ajungi la el trebuie să urci pe acesta și este imposibil. Acesta, chipurile, este propus pentru asfaltare, dar până când o să se întâmple această minune, o să se strice cel de sus. Așa că un drum practicabil cap-coadă nu o să fie niciodată, a spus un fiu al satului care a plecat de aici din cauza lipsei condițiilor din comună. De fiecare dată după ploi, gropile și noroiul pun stăpânire pe ulițele din comună, iar oamenii sunt indignați de lipsa de interes a autorităților. Am încercat să dăm de primărița comunei Aurelia Mosoarcă, doar că aceasta a fost de negăsit. În demersurile noastre de a lua legătura cu primărița, tot ceea ce am putut să aflăm a fost faptul că aceasta nu este disponibilă în acest moment, după cum susțin angajații primăriei. Aș dori să vorbesc cu doamna primar. Nu este în instituție, doamnă. Când o pot găsi? Nu știu ce să vă spun. Ce program are dânsa, mai exact, ca să știu când să revin? Păi nu știu nici programul dânsei, adică nu ne spune programul dânsei. A plecat de mult să... Nu am văzut-o astăzi. Fie că discutăm despre consilii locale și primari care și aceștia au atribuții în vederea conservării și a protecției drumurilor în care cât mai funcțională, în cazul în care toate aceste lucruri nu se întâmplă, bineînțeles că toate aceste lucruri sunt contravenții și se pedepsesc corespunzător un hotărâri de guvern care prevede toate aceste sancțiuni, care la fel, în funcție de săvârșită, merg către, nu știu, șef de districte, ingineri, șef ai secțiilor de drumuri sau reprezentanți ai consiliilor județene și ai consiliilor locale. În cazul în care sunt porțiuni de drum care sunt afectate de calamități naturale, se realizează o comisie la nivelul instituției prefectului care se deplasează în teren cu reprezentanți ai consiliului județean, cu reprezentanți la secția de drumuri naționale. Comuna Greci este încă un exemplu al dezinteresului autorităților față de localitățile despre care se presupune că le păstoresc. Oamenii sunt dezamăgiți că nevoile lor nu contează și că autoritățile nu dau doi bani pe ei și pe necazurile lor.